În noua sa carte, Michael Masters argumentează că OZN-urile ar putea fi tehnologie umană de călătorit în timp. În general, obiectele zburătoare neidentificate sunt asociate datorită conspirațiilor, dar și culturii pop, cu civilizațiile extraterestre care ne vizitează planeta cu intenții mai mult sau mai puțin onorabile. Totuși, dacă e să aplicăm aceeași logică pe care o folosim în știință și asupra raporturilor întâlnirilor cu OZN-uri, atunci ar trebui să luăm în calcul toate posibilitățile până descoperirea unor noi dovezi ne-ar putea ajuta să ajungem la adevăr. În noua sa carte, Michael Masters, profesor de antropologie biologică al Universității Tehnologice Montana, Statele Unite, ia în calcul o teorie mai puțin cunoscută. OZN-urile sunt, de fapt, produsul avansurilor tehnologice viitoare care ne-ar permite chiar și călătoria în timp. Am adoptat o abordare multidisciplinară pentru a încerca să înțeleg ciudățenile acestui fenomen, explică Masters. El mai adaugă: treaba noastră ca oameni de știință este să punem întrebări și să încercăm să găsim răspunsurile acestora. Aici se întâmplă ceva și trebuie să purtăm o conversație despre asta. Ar trebui să fim în fruntea încercării de a afla despre ce este vorba. Masters argumentează că acești vizitatori din afara timpului nostru sunt adesea descriși în termeni pe care i-am folosit să descriem oamenii și că de asemenea aceștia posedă capacitatea de a comunica cu noi și posedă tehnologii superioare, dar care par a fi bazate pe propria noastră tehnologie. În ceea ce privește motivul pentru care descendenții noștri ar alege să ne viziteze și nu ar fi vorba de forme de viață de pe alte planete, Masters argumentează că știm că suntem aici, știm că oamenii există, știm că am avut o istorie evolutivă lungă pe această planetă, știm că tehnologia noastră va fi mai avansată în viitor. Încerc doar să ofer ceea ce este probabil cea mai posibilă explicație. OZN-urile, prieten, pericol sau plăzmuire? Dați-mi voie să vă spun că, fără a porni de la această premiză, fenomenul OZN, care, comparativ cu fenomenul răutății omului, este oricum mult mai puțin grav, va rămâne inexplicabil. Cum de altfel și este deocamdată în lumea zilelor noastre. Noi însă trebuie să avem explicații, iar ca și oameni raționali trebuie să examinăm explicațiile posibile pentru fenomenul OZN. Oricine încearcă să treacă de aceasta nu face decât să speculeze. Iată care sunt aceste posibile ipoteze. Toată povestea este o farsă. Nimeni nu s-a întâlnit cu nimic și toate rapoartele care circulă prin lume nu sunt reale. Toate cazurile relatate de-a lungul secolelor au fost stimulate de imaginație. Nu a existat nimic care să le justifice. Sau au fost în mod intenționat inventate de oameni pentru a păcăli. Este o farsă, o plăzmuire. Totuși, de unde le-a venit ideea? Această teorie este eliminată imediat de faptul că oameni de știință reputabili, cât și oameni simpli din toată lumea, au experimentat același fenomen și în orice experiment închis, aceasta constituie o realitate care nu poate fi negată. Deci, nu este farsă. O altă ipoteză. Este vorba de un fenomen natural. De fulgere globulare, plasmă sau poate de baloane meteorologice, păsări sau inversiuni de temperatură. După ce folosim toate aceste explicații pentru a nega fenomenul, nu putem explica cele 2000 de observații făcute de piloți și de oameni care cunosc cerul și tot ce zboară prin aer. Toți mărturisesc același lucru. Fenomenul reprezintă o realitate. Așadar, nu este doar un fenomen natural, ci este mai mult decât natural.
înseamnă mai mult decât atât. Este ori extraterestru, ori supranatural. Sau este interplanetar. De undeva din sistemul nostru solar suntem vizitați. De pe Marte, Venus, Jupiter, Saturn, de undeva ei ne vizitează. Poate în partea întunecată a Lunii se află una din bazele lor. Această teorie este infirmată de faptul că telescoape gigantice din întreaga lume, printr-o monitorizare de 24 din 24 de ore a cerului, nu au reușit să ofere nicio dovadă a unor astronave sau a altor obiecte care să călătorească între planete, fie din sistemul nostru solar sau dintr-o altă galaxie. Dacă existau, acestea puteau fi observate foarte ușor. Cu siguranță ar fi putut fi observate în jurul Lunii, care este la o distanță de numai 238.000 de mile. Astfel, OZN-urile nu sunt de proveniență interplanetară. Nu sunt de origine din propriul nostru sistem solar, așa cum îl cunoaștem în clipa de față. Altă teorie. Obiectele au proveniență intergalactică, adică vin dintr-un alt sistem solar. Avem de-a face cu ființe dintr-un alt sistem solar care ne vizitează la fel cum noi am vizita o altă lume dacă am avea posibilitatea să o facem. Actualmente trimitem sonde spațiale spre alte planete și se vorbește de trimiterea de nave cu echipaj pentru a explora alte planete. Atunci și noi am urma același proces și metodologie de culegere a mostrelor de sol, mostrelor de plante și chiar de examinare a ființelor, dacă am avea șansa, la fel cum ne indică fenomenul ce se petrece pe Pământ, că cineva a făcut-o sau poate o face încă cu noi. Acest fenomen intergalactic ce provine din spațiul extraterestru, vrând nevrând, trebuie să rămână o opțiune posibilă. Dar ce ne facem cu lipsa de dovezi și cu timpul care trece fără să găsim răspunsul? Ca ființe ce au o scurtă existență, ne așteptăm la un răspuns în timp ce ne aflăm încă în viață. Acesta întârzie să apară, fie pentru că în spațiul intergalactic nu există unul, fie pentru că ne este ascuns intenționat de cineva care nu dorește ca noi oamenii să-l cunoaștem. Urât din partea respectivului. Acesta nu poate fi Dumnezeu, pentru că El ne-a spus că ne va face cunoscut tot adevărul și că adevărul ne va face liberi. Se spune să luăm în considerare faptul că s-ar putea să existe o civilizație pe propria noastră planetă despre care nu știm nimic. Planeta noastră nu a fost explorată încă în întregime. Există părți ale ei pe care nu le cunoaștem bine. Ar fi și posibilitatea ca o altă civilizație să existe, civilizație care a avut remarcabilul bun simț de a nu face niciun contact cu noi. Ca prin urmare, aceasta ar fi fost ferită de războaie și de multe din viciile care ne sunt proprii nouă. Aceasta este o teorie care a fost avansată de unii savanți, dar trebuie să recunoaștem că nu există nicio dovadă care să o sprijine. Unele OZN-uri se spune că au fost văzute intrând în apă, îndeosebi în jurul triunghiului Bermudelor, numit și triunghiul diavolului, însă nu poate fi adusă nicio dovadă. Același fenomen s-a remarcat și în California. Dar, în ciuda legendelor, nu există nicio dovadă a existenței unei civilizații aflate sub crusta planetei noastre sau în jurul continentelor noastre despre care noi să nu avem vreo idee. Cea mai bună dovadă științifică ne spune că așa ceva nu este adevărat. O altă ipoteză ar fi că este o armă secretă, construită de fosta Uniune Sovietică sau de Statele Unite și acum fiecare păstrează tăcerea. Sper foarte mult să fie a noastră.
Dacă era a noastră, atunci chiar din 1952 eram inventatorii și posesorii unei aeronave ce călătorea cu o viteză de peste 7000 de mile pe oră. Gândiți-vă la toți banii care ar fi fost economisiți în programele spațiale. Unul dintre aceste obiecte putea să ajungă de la Pământ la Lună foarte rapid. Progresele ar fi fost inimaginabile. Dacă era a lor, rușii ar fi ajuns acolo primii. Așadar, nu este o armă secretă a cuiva despre care să avem cunoștință. Am putea spune totuși doar atât, că atât Pentagonul cât și Kremlinul ar fi vrut să o posede ca arma lor secretă, procurând-o cât mai repede posibil. Altă ipoteză. Avem de-a face cu ființe ultradimensionale, dintr-o altă dimensiune sau din afara celor trei dimensiuni cunoscute nouă. În primul rând, Biblia este cea care vorbește autoritar despre existența unor ființe de acest fel. Ea îi avertizează pe oameni de existența unor creaturi spirituale și puternice care nu sunt supuse limitărilor lumii noastre tridimensionale, timp, spațiu, materie, ele putându-se mișca în voie prin spațiul cosmic sau atmosfera terestră. Mai multe versete ale ei ne vorbesc despre manifestarea din zilele din urma Satanei și a îngerilor săi, care se va face prin tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. De asemenea, că vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Dacă aceste ființe se află în spatele fenomenului OZN, din punctul de vedere al Bibliei, nu se pune problema, pentru că se află în caracterul acestora să imite, să falsifice, să creeze iluzii, iar cuvântul lui Dumnezeu ne oferă numeroase asemenea ilustrații. Ce altceva mai potrivit ar fi găsit acestea ca mijloc de amăgire pentru o generație preocupată de călătorii interplanetare și fascinată de atracția stelelor decât aparența unor vizitatori extraterestri? De aceea, un fenomen ca cel numit OZN este conform tiparului manifestărilor demonice și era de așteptat în epoca spațială. Efesenii se referă la Satana ca fiind domnul puterii văzducului sau prințul aerului. În limba originală a textului, cuvântul putere este un fenomen colectiv care descrie tot imperiul de spirite rele, iar termenul văzduh, grecescul aer, descrie atmosfera terestră, pătura de aer numită văzduh. Astfel, conform acestui text, centrul de activitate demonică îl constituie atmosfera terestră din jurul Pământului. Iar dacă aerul este domeniul demonilor, atunci putem vedea legătura care există între aceștia și misteriosul fenomen a cărui localizare se face de regulă în atmosfera noastră terestră. Să mai adăugăm că Scriptura ne spune că noi ne luptăm împotriva spiritelor rele, duhurilor răutății, care se află în locurile cerești, și această legătură devine și mai evidentă. Pe deasupra, tot ceea ce poate fi numit război spiritual și amăgire spirituală se poate observa în experiențele relatate de contactați. În concluzie, obținerea unui răspuns adecvat la această dilemă OZN depinde de considerarea atentă a revelației biblice, a comportamentului acestor ființe puternice, dar înșelătoare, care operează nestânjenite în jurul planetei noastre, fiindcă locul lor nu s-a mai găsit în cer, evident e vorba de rai, și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana, acela care înșală toată lumea, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Cine sfidează această realitate a lumii noastre nu va fi sub nicio formă capabil să înțeleagă originea acestui fenomen popular și este probabil victima războiului spiritual ce se poartă împotriva lor.
Cam atât pentru astăzi, dragilor, sunt Elena și vă invit să vă alăturați comunității Descoperă Lumea TV România și să deveniți membri oficiali ai canalului. Mai multe detalii găsiți în secțiunea Alătură-te! Vă mulțumesc că mă urmăriți, mă puteți găsi și pe Instagram Elena Oprică 1969 și până data viitoare nu uitați, oriunde, oricând, Descoperă Lumea TV!